Bună ziua, ladies and gentlemen, Codrin de la Man Cave aici, dublu câștigător la GVA 2024 la categoriile cel mai bun clip de pe TikTok și cel mai bun clip Tactical Shooters. Ce jenant, cine a lăsat alea pe ecran, vai nu? Ok, prea cringy, lăsând glumele deoparte, hai să vedem, hai să votăm. Man Cave votează azi. Game of the Year, doamnelor și domnilor, avem aici Astrobot, Balatro, n-a ajuns Silent Hill 2, dar a ajuns Balatro, super, amazing. Black Myth Wukong, Elden Ring, Final Fantasy și Metaphor. Bă, am să merg pe Black Myth Wukong, deși nu l-am jucat, dar față de Astrobot, care abia a vândut un milion, sau hai să spunem 2 milioane, și asta nu e o competiție despre câte copii vinde fiecare. Dar pot recunoaște că Black Myth Wukong este superior ca impact pe piață sau ca produs. Nu neapărat ca joc, fiindcă nu le-aș putea compara. Unul e total altceva, celălalt e whatever. Dar am să merg pe ăsta, deși nu l-am jucat, da? Next category, Best Game Direction. Cred că aș merge pe Final Fantasy, deși iar nu l-am jucat pe ăsta. Dar ăsta mi s-a părut destul... S-a părut genial ca Game Direction, ci ca experiență de gameplay. Dar ca Game Direction am să merg pe ăsta. Best Narrative, Silent Hill 2? Yes. Deci vă spun, Silent Hill 2 este absolut fantasma... Da, absolut formidabil. Ok, Best Art Direction. Bă, e foarte nice în Astro, deși am văzut niște clipuri cu ăsta care m-au dat pe spate. Ăsta e mai mult Elden Ring, mai mult din Elden Ring, normal, care nu e neapărat un lucru rău și sunt foarte împățit între astea două. Doar că fiind subiectiv, am să-i dau ăstuia. Best Score and Music. Ăsta nu-i cine știe ce, ăsta m-a plictisit același soundtrack în continuu, pe ăsta nu l-am jucat, am să-i dau ăstuia, deși ăsta e destul de super ok, dar știu măcar muzica din Final Fantasy că e ce trebuie. Ok, Best Audio Design, am să-i dau din prima lui Silent Hill 2, ăsta e un tech demo foarte bun, dar nu știu unde e jocul ăsta, oare? Bă, e foarte mișto sound design-ul, mai ales dacă ai căști, orice... împușcătură de glonț, orice pas, absolut senzațional. Și ca grafică, ca art style, ca absolut orice. Ok, Best Performance, Final Fantasy 7, Double Exposure, da. Star Wars Outlaws, în niciun caz, Silent Hill 2 și Hellblade. Bă, am să o votez pe asta, pentru că deși jocul nu e cine știe ce, face o treabă foarte bună asta, pe când, like, și ăsta joacă foarte ok. Și oricine ar fi putut să joace rolul ăstuia, pentru că n-a fost cine știe ce rol. E pur și simplu afectat, stresat de viață, trist în același timp. Și e un rol calm, nu e vreo mare. Așa. Asta-i dau acestei gagici. Innovation and Accessibility. I really have no idea, dar mi se pare că ăsta avea o tonă, bă, dar o tonă de opțiuni, așa că am să merg cu el. Pentru că mi-a plăcut la absolut nebunie. Games for Impact. N-am jucat niciunul, dar din ce am auzit, am să merg cu ăsta. Mi-a plăcut tematica. Un fiu care suferă de pe urma morții tatălui, se duce într-o aventură, e ceva pe acolo. Sper într-o zi să apuc să-l joc. Best Ongoing. Destiny 2. Săracul Sony, care a cheltuit 3,7 miliarde pe panorama asta de companie, care vai de capul ei. Diablo 4, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2. Băi, nu știu cum e Best Ongoing Helldivers 2, că a ieșit anul ăsta în februarie. Adică Best Ongoing nu trebuie să fie la un joc care a ieșit ca Final Fantasy, iau cu 100 de ani. Whatever, merg pe Helldivers 2. Fucking awesome. Următoarea categorie, Best Community Support, care ar fi Baldur's Gate 3, din ce am văzut, bă, plin de chestii noi, de mods, de nu mai știu ce. Best Independent Game. N-am jucat niciunul din astea. Am auzit de ăsta, dar n-aș vrea să-i dau, fiindcă am înțeles că e ca crack cocaine de addictive. Nici nu vreau să mă uit la trailere să văd despre ce-i vorba, că nu vreau să-mi petrec 50 de ore în așa ceva. Deci am să merg cu Animal Well, l-am butonat foarte puțin. Best Debut Indie Game. Bă, cred că am să-i dau lui... Ăsta, din păcate, a fost pentru copii. Like, la modul simplu, basic. Pacific Drive. Am să merg, deși este ca Dredge, dar dacă n-aș fi jucat Dredge, probabil mi-ar fi plăcut ăsta la nebunie, la fel de mult, pe cum am iubit Dredge. Best Mobile Game. Poți dau skip? Cum dracu dau skip? Că nu există gaming pe mobile. Deci, next. Cool. Best VR AR. Bă, am înțeles că ăsta e țâță de mâță, deși nici ăsta nu e rău. Metro Awakening. Ok, bazat pe ce am auzit, am să-i dau ăsta. Și ce am văzut și din voturi și de toate. Best Action Game. Warhammer, nice. Ăsta e fine, dar nu e atât de amazing. Helldivers 2 aș spune că, da, Call of Duty cred că ăsta o să ia. Ori asta din nou.
ori asta din nou. Dar pentru că nu l-am jucat și mi-a plăcut la nebunie, cum să nu votez Space Marine? Acu Yaku, Best Action Adventure. Astrobot, de acord. Ăsta, de acord. Nu-i prea... Mai mult... Nu-i prea action, adică... Ăsta să spunem, da, ăsta se încadrează. Deci, deși, da, știm amândoi cum... Amândoi, știm cu toții cum e. Și ăsta e foarte, foarte fain. Aș spune inovativ, dar... Poate la timpul lor. Nu, am să merg pe Astrobot, mi s-a părut. Deci, unul dintre jocurile mele preferate de anul ăsta. Best RPG. Ok, Dragon's Dogma 2. Bă, deci, nu știu, evident n-am nimic cu nimeni care l-a plăcut. Bă, dar n-am putut, nu știu cât am, 3 sau 5 ore în el sau... Bă, m-a plictisit într-un așa fel, fără de hal, like, jucam și mă întrebam, bă, unde-i dracu jocul? Când începe? Ce, când se întâmplă ceva? Deci absolut atât de plictisitor mi s-a părut. Deci parcă jucam un tech demo, like, o prezentare despre ce ar fi putut fi jocul ăsta. Poate după ora 20 de joc devine fucking amazing. Dar nu, nu, n-am putut, efectiv. La ăsta deja aveam 4000 de ore în Elden Ring. Nu. Și m-am... Gata, îs sătul. Și doar de dragul de a schimba lucrurile, am să merg cu Final Fantasy RU. Bineînțeles, RU. Best Fighting RU. Îs foarte împărțit între Sparking Zero și Tekken 8. Bă, mi-a plăcut la nebunie Tekken 8, dar ăsta m-a cucerit, mi-am retrăit copilăria, a fost fucking, da. Am să merg pe ăsta din motive pur nostalgice și subiective, dar în același timp și fighting e fucking awesome. Best Family Game, Astrobot, Princess Peach, Super Mario Jamboree, tăle, mamă, deci are 3. Nintendo are 3. Cred că ăsta, sincer, cred că ăsta este cel mai bun family game. Nu știu cum ar intra Astrobot, pentru că nu e co-op. Like, family nu înseamnă mai mult decât un membru, la modul că să ai cu cine să joci. Ăsta la fel, nu cred că intră. Ăsta nu cred că are co-op. Posibil să mă înșel, dar n-am văzut din ce am jucat puțin. Asta nu știu despre ce e vorba, însă merg pe Super Mario Party Jamboree de dragul fairness-ului, deși ăsta, dacă era family friendly sau ceva, da, dar uite. Appropriate for family play. Family play, irrespective of genre, dar nu văd cum e asta family. Adică e family friendly, dar nu, da, mergem pe asta. Best Sim Strategy. Bă, n-am jucat nimic de aici. Din păcate, nimic, dar pentru că am iubit Frostpunk 1, voi vota cu asta. Best Sports Racing. Să spunem, Știi ce? De dragul de a fi troll. Doar de dragul de a fi troll. Fuck it, why not? Best Multiplayer. Ok. Black Ops 6, Helldivers, Super Mario Party, Tekken 8 și Warhammer. Bă, trebuie să-i... E același multiplayer. Helldivers 2 măcar a adus ceva nou, a inovat, a fost țâță de cat. Teat of the Cat a fost. Merg pe ăsta. Cea mai bună adaptare din prima, Fallout, asta n-am văzut, deși am înțeles că e fucking amazing, dar nu-s fan League of Legends, deci m-ar dure la bască. Knuckles nu-mi pasă și niciun caz nu-mi pasă. Fallout, bineînțeles, l-am văzut, awesome. Most Anticipated Game, chiar dacă ar fi Ghost of Yotei, în niciun caz nimic nu bate ăsta. Dacă n-ar vota jumate, 90% dintre oamenii de pe planetă care votează la asta, dacă n-ar vota, tot ăsta ar ieși. N-ai cum să te pui cu GTA 6, efectiv, e prea acolo, e, da, cel mai așteptat produs media din istorie. Content Creator, don't care, bă, ce poze jenante au aia. Ok, Best Esports. Dota, în niciun caz, cea mai mare mizerie. Da, nu-mi pasă Valor. Bă, sunt între ăsta și ăsta, dar mi-a plăcut foarte mult Counter-Strike. Plus că mi-a adus trofeul de la GVA 2024 pentru cel mai bun video tactical shooter. Asta a fost, doamnelor și domnilor. Acum vreau de la voi, sau vă rog frumos, prin expectativă, în aplauzele dumneavoastră pentru voi înși vă rog, por favor, dacă ați fi binevoitori să lăsați și votul dumneavoastră în comentarii sau cu cine ați votat per total, cine vreți la Game of the Year și, dacă doriți, de ce nu, la celelalte categorii, jos, like, în comentarii, nu uitați like, share de toate, că ce ajută și mai ales join. Alătură-te dacă vreți să deveniți membri Man Cave, să primiți clipuri în avans, precum este review-ul la Horidoki Tori. Bye!